Părerea mea despre război din Ucraina. Bine că dacă n-ar și nu știu, că o grămadă de alunii. V-ați dorit să susținem și suferă poporul civil. Cum îi trebuie? Ce bă și pace. Uitați-vă, noi avem o scrisoare pe care o trimitem în Rada Supremă pentru Ucraina și dorim să susținem poporul ucrainean care acum suferă din cauza războiului. Vă scriu din Republica Moldova și susțin lupta Ucrainei pentru independență și suveranitate, contra ocupației și dictaturii rusești. Cunoașteți că Rusia pe 24 februarie a atacat Ucraina din toate părțile. Recunoaștem că această luptă este necesară pentru Ucraina și că acord cunoscut pe o protecție militară pentru întreaga Europa, cât și pentru Republica Moldova. Republica Moldova fiind foarte atractivă. Apoi și au două rochezi totul. Da, recunoaștem că avem un dușman comun care deja de 30 de ani a ocupat Transnistria. Noi tot avem problema Transnistriană care încă nu este rezolvată. Așa cum a anexat Crimea, Donetskul, Luhanskul. Așa că dumneavoastră sunteți de acord să ne ajutați cu semnătorul și să-mi spuneți tot ce vreau. Probabil citind foarte multe surse de propagandă rusă, nu susține ucrainenii, spune că ucrainenii refugiați în Republica Moldova sunt foarte răi și sunt foarte, 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 foarte urâți. Dumneavoastră nu ați auzit astfel de... Ați văzut mulți refugiați ucrainenii aici la dumneavoastră în localitate? Sunt, dar zic, ți-ar pare foarte. Și cum se comportă ei? N-am auzit din nicăde rău. Dar dumneavoastră, în general, cum considerați? Cum se va finisa acest război? Băi, eu vreau să biru Ucraina. Eu vreau. Că vedem ce fac rușii. Eu vreau să biru Ucraina. Și da, dar cum s-a terminat? Dacă le-o da, am eu ca ajutor o grămadă de chestii. Da, ați văzut acum și Zelenski a fost în Marea Britanie. Da, da, da. Cu... dacă le-o da armament, poate ori face ceva să armare, dacă e, dacă n-au și n-au, au acolo e și au, dar le trebuie... Le trebuie, da, într-adevăr, foarte mult armament pentru a câștiga în acest război. Noastră, deci, susțineți Ucraina în această luptă? Eu sunt. Noi avem o scrisoare pe care o trimitem către poporul ucrainean, pentru care vrem să susținem cel puțin moral. Lupta lor pentru independență, pentru că, într-adevăr, este o luptă pentru independență și pentru libertate. O trimitem către deputații și ministri din Ucraina, prin care vrem să ținem lupta împotriva dictaturii lui Putin. Recunoaștem că este o luptă necesară și este un scut și o protecție militară și pentru că, în cazul în care cedează armata ucraineană, cel mai probabil că noi suntem la fel următorii invadați. Dorim o colaborare între armatele Republicii Moldova și Ucraina, pentru că soldații noștri au ce învăța de la cei ucraineni. Și noi cunoaștem că avem un dușman comun care de 30 de ani a ocupat Transnistria, la fel cum au fost ocupate regiunile din Ucraina. Dacă sunteți de acord, semnați o astfel de scrisoare. Dacă sunteți de acord.